Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem împreună plăcintă cu brânză de burduf de oi cu aluat fraged și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie, ce ingrediente ne trebuie. Asta sunt de mânia și facem plăcințele cu un aluat sărat, cu brânzică de oi. Le facem din bucătăria mamei mele și o să avem nevoie pentru aluat. O să punem un ou. O să punem un ou. Are 52 de grame. O să punem un praf de sare. Aluatul este sărat, nu este dulce. Și apoi o să punem cam 100 de ulei. O să punem 100 de ulei de floarea soarelui. Așa. O să amestecăm. Și acum o să punem făină. Făină o să punem cât intră, să fie un aluat destul de tare. Praf de copt. 10 grame de praf de copt. O să-l punem. Ia uitați. De acesta pun eu. Așa. Mai adăugăm făină și o să amestecăm. Mai adăugăm făină. Eu aici am 400 de grame de făină. Acum o să mai punem și 100 de lapte bătut. Amestecăm. Așa, și acum adăugăm făină. Amestecăm. Acum amestecăm cu mâna, o să frământăm aluatul puțin și mai adăugăm făină dacă este nevoie. Încă puțină. Și apoi o să punem aluatul la odihnit o jumătate de oră. Și între timp o să preparăm umplutura. Încă puțină. Aluatul este aproape gata. Ia uitați-l. Ia uitați aluatul, aceasta este consistența. Să nu fie nici tare, dar nici moale, ca să-l putem lucra. Acum o să-l punem în folie alimentară și îl lăsăm la odihnit o jumătate de oră. Și între timp o să facem umplutura. Și pentru umplutură, aici am 300 de grame de brânzică de burduf de oaie. Dacă vedeți, este foarte uscată. Nu este lichidă. Și am să adaug 3 ouă. Am să amestec. O
Am estetica mea, uitați cum este. Am să mai adaug încă un om. Depinde de prânzica, cât este de uscată și de... Dacă credeți că este necesar să nu mai adăugați, nu mai adăugați, să nu fie prea lichidă. Eu am să adaug un om. A mea era destul de uscată. Și am să amestec așa. Ia uitați. Nu mai e bine acum. Aici avem aluatul. O să întindem câte o bucățică, o să rupem. O să presurăm puțin o făină. Și o să întindem așa. Am întins aluatul. Acum, cu un păhăruț o să tăiem circulețe. Și o să încercăm să le așezăm aici pe pahar. Ca să formăm o floare. Dedesubt o să punem un căpăcel, așa, și o să facem o presiune peste. Așa, acum o să întoarcem căpăcelul și o să scoatem trandafirul nostru. Aici, în interior, o să punem din compoziția noastră de brânză cu o linguriță. Uitați așa. Și acum o să punem pe o tavă. Și într-o tavă tapetată cu făină. O să așezăm trandafirașul nostru. Desfacem petalele. Umplem. O să unim bine jos. Și o să punem puțină cremă de brânzică sărată. Acum, ori o lăsăm desfăcută, ori o putem lăsa închisă. Ridicăm în sus. Să lăsăm una deschisă, una închisă, să vedem cum vin. Și continuăm acum, așa până le terminăm. O să o punem aici. Desfacem. Punem în interior, o să punem brânzica noastră, înainte apăsăm bine pe toate laturile.
am întins aluatul, dar mi-a luat mai mult. O să tăiem. Așa. Acum o să punem brânzică. Pe toată lungimea, așa. Așa. O să închidem. Așa. Suprapunem. Închidem așa bine și răsucim. Așa. Și aici tot la fel și o să le punem în tavă. Să le punem aici alături, una aici și una aici. Și acum o să dăm la cuptor la 180 de grade, circa 40 de minute. Plăcințele sunt gata. Abia le-am scos din cuptor. Acestea sunt cele închise. Ia uitați ce frumoase sunt. Acestea sunt cele deschise. Trandafirii deschiși. Ia uitați, o minunăție. Sau învârtite. Acestea sunt plăcințelele cu brânzica de burduf. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost alături cât timp a pregătit aceste bunătăți. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!